Abia întorși la cursuri, elevii din învățământul preuniversitar de stat din județul Hunedoara se pregătesc pentru simularea unor examene ce vor avea loc în vară. Este vorba despre bacalaureat și evaluarea națională la care se vor prezenta tinerii din clasa a 12-a, respectiv a 8-a. Subiectele și evaluarea lucrărilor vor fi realizate de către profesorii de la fiecare unitate școlară. Toți elevii care vor susține în vară bacul și evaluarea națională vor trebui să fie prezenți obligatoriu la aceste teste de probă. Liceele din Valea Jiului și-au programat în mare parte simulările până la încheierea primului semestru, respectiv până la sfârșitul lunii ianuarie.